Lovitura de teatru, primul tur al prezidențialelor, ar putea să fie anulat. Doi candidați au depus în dimineața asta cerere la Curtea Constituțională a României. E vorba despre Sebastian Popescu și Cristian Tehel. Sebastian Popescu, în direct pe B1 TV acum câteva minute, susține că nu e posibil ca un candidat care are în spate o campanie puternică pe online, posibil finanțată din străinătate, din fonduri ascunse, după cum spune Sebastian Popescu, să ajungă președintele României. Oamenii au fost induși în eroare, au fost manipulați, nu au știut ce au votat, nu au știut de unde vin banii, sunt tot mai mulți cei care regretă votul lor, susține Sebastian Popescu. Astăzi crește, e adevărat, numărul celor care declară public că l-au votat pe Călin Georgescu. De la acel om de afaceri, Sebastian Mandachi, care spune că nu era la curent, Ștefan Mandachi, scuze, care spune că nu era la curent cu declarațiile domnului Popescu, până la influenceri care spun că au fost plătiți, că au primit bani să-l voteze pe Călin Georgescu. Sunt multe apeluri în online, revoltă, furie, multe vedete din România, cântăreți, influenceri, femei cunoscute, Andreea Marin, Andreea Raicu, siderate de declarațiile domnului Georgescu despre cezariană. Pe scurt, după cum vă spuneam, crește considerabil, sensibil numărul celor care declară public că regretă că l-au votat pe Călin Georgescu. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură doamna Ioana Enedogioiu, Spot Media. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Îl salut și mulțumesc mult lui Sorin Ioniță de la Expert Forum. Bună ziua, domnule Ioniță, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Doamna Dogioiu, ceea ce se întâmplă azi la Curtea Constituțională, acești doi foști candidați, da, Sebastian Popescu și Cristian Terheș, care depun cerere de anulare a alegerilor. Cum vedeți aceste solicitări și dacă ar putea să se ia vreo decizie între cele două tururi acum la CCR? Tot balamucul acesta în care noi suntem acum a avut un punct de plecare. A avut un chibrit aruncat în dita mai mormanul de pulbere. Și anume decizia CCR de o scoate pe Diana Șoșoacă din cursa electorală. O decizie atât de discutabilă, nici nu vreau să spun mai mult. O enormitate până la urmă. Nu din motive pe care le-am discutat atunci și în lungă. Iată unde am ajuns. Eu cred că dacă CCR va mai face asta încă o dată, fără să existe niște dovezi absolut irefutabile, da? Niște dovezi de probleme cu fondurile, nu suspiciuni că nu se putea fără, că nu se... Nu, dovezi în sens juridic. Și dacă va lua această decizie pe ideea mulți și-au schimbat votul, să se ducă să voteze altfel în turul 2. E simplu. N-a fost un singur tur. Da? Dacă va face chestia asta, ne putem aștepta la o explozie socială, vorbind de 2 milioane de oameni, da? Plus voturile lui George Simion, plus zona lui George Simion, care chiar vor vedea în Călin Georgescu un mesia refuzat și blocat, plus mulți alții, eu cred că ar fi o greșeală absolut uluitoare și cu niște consecințe impredictibile. Cererile acestea ar urma să fie judecate, potrivit G4 Media, miercuri după amiază, adică chiar astăzi, susțin pentru G4 Media surse care își păstrează anonimatul. Domnule Sorin Ioniță, la ce ne putem aștepta din partea Curții Constituționale? La întrebarea asta nu pot să răspund, pentru că după bizareriile petrecute în sistemul de justiție, eu nu pot să fac predicții pe așa ceva. Însă chestia în sine, într-adevăr, nu are nicio bază. Sunt de acord cu ce spune înainte doamna Dogioiu. În primul rând, toate aceste lamentări ale unor oameni adulți în
cu toate țiglele pe casă, care spun că au votat într-un fel și trei zile mai târziu, n-au știut așa. Bun, am luat act de ele, mi se par ridicole acești oameni, dar asta nu e un motiv să întorci înapoi ceva sau să schimb ceva, pentru că gândiți-vă ce se întâmplă în viitor. Deci unde tragem linia? De cât trebuie să avem? 1000 de oameni care spun că n-au știut și ăsta e motiv să anuleze alegerile? Deci este o aiureală. Iar cei doi candidați care au depus sesizări sau ce au depus ei acolo, iarăși nu știu. Deci suntem într-o situație fără precedent în România, dar nu mi se pare că au argumente suficiente, pentru că ei în sine sunt candidați fără șanse. Ei au obținut scoruri foarte, foarte mici, da, și nu vor putea demonstra că dacă cel ieșit de pe primul loc, nu știu, a făcut adres și a luat mai mult decât trebuia, au fost ei direct afectați. Ei oricum n-ar fi câștigat, n-au intrat în turul 2. Înțeleg dacă se plânge Ciolacu, care este de fapt, dacă e să o luăm așa, principala victimă a acestei manipulări și a serviciilor de intelligence incompetente pe care le-a patronat sau care le-au creat ele pe el. Nu știm care e relația, dar el e principala victimă, evident. Pentru că el a pierdut masiv din această chestie, de ori dacă el n-a depus de reclamație, nu știu ce poate să declare unul care a luat 0% și să aibă o bază de contestare la Curtea Constituțională. Așa. Deci deschizi o poartă, în viitor niciodată alegerile nu vor putea fi adjudecate la urne, pentru că de fiecare dată va fi unul nemulțumit că altul a avut nu știu ce reclame undeva. Asta nu înseamnă că nu s-au petrecut lucruri necurate. Și eu, uite, mă uit la comparația cu Moldova, deja miercuri, la treia zi după scriptura, treia zi după ziua votului, n-am văzut poliția să se ducă cu procurorul să ia declarații pe fapte, adică finanțări obscure, bani negri, să ia declarații de la cei, au mai scăpat unii în public, influencer, că au fost plătiți nu știu cum, de nu știu cine, să cânte, să zică, să facă rețeaua piramidală de coordonatori, cum s-a făcut în Moldova. Deci nu să se ducă la babe care postează pe Facebook, asta a știut să facă poliția domnului Predoiu, dar să se ducă după rețeaua de coordonatori, văd că nu știe și sunt paralizați. Deci instituțiile statului sunt acum paralizate pentru că a plecat leadership-ul politic, generalii nu vor să iasă în față și stăm și ne uităm unii la alții. Iar unul cu 0% depune contestații la Curtea Constituțională să anuleze alegerile. Ăsta este un precedent care va arunca în aer democrația românească în viitor. Avem o informație clară de la CCR. Mâine se întrunește Curtea Constituțională a României să dezbată aceste sesizări. Decizia ar trebui să fie dată până mâine la ora 23:59. Deci înainte da, de bine că n-au amânat-o după parlamentare, ce să zic, ar fi fost în stare. Are importanță cine depune această sesizare, doamna Dogioiu? Ce părere aveți despre ce spune domnul Ionițe? Sunt doi candidați care n-au avut șanse reale, care au avut scoruri mici. Are asta o importanță? Cu siguranță că are și asta o importanță. Mai important mi se pare însă principiul, invocat foarte corect de domnul Ionită. Până la urmă, stai puțin, de ce o facem? De ce depunem acea? Pentru că s-au schimbat unii părerea? Ok, se duc în turul 2. Asta e viața. Suntem oameni raționali și responsabili. Nu e ca la cumperi la magazin online și dai în 30 de zile înapoi. Nu merge așa la vot. Dar totuși unul dintre candidați ar trebui să ne atragă puțin atenția. Unul Terheș este un personaj foarte sulfuros. Ne aducem aminte, e un om care a trecut prin toate partidele, e un om care a deschis lista AUR la europarlamentare, după care a plecat de acolo. Și cel mai recent, domnul Terheș a mai aruncat o petardă în Ligian. Vă aduceți aminte cum a zis el de la domnul Terheș a plecat povestea cu Simion și agentul rus, care până la urmă s-a dovedit o fâsâială, așa cum a fost ea formulată, și care l-a ajutat pe Simion. Și în general a ajutat partea asta suveranistă. Mă rog că pe Simion l-a ronțăit foarte tare Călin Georgescu, este o altă discuție. Dar până la urmă partea asta antisistem a ieșit întărită din povestea asta. Ia uite ce inventează. Deci acolo la origine tot domnul Terheș a fost. Ne aducem aminte. Deci se încearcă tot felul de manevre de tipul ăsta care până la urmă vor avea niște efecte foarte, foarte rele. Bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
hai să înțelegem ce s-a întâmplat. Acum, eu am rezerve în raport cu ceea ce spunea domnul Ionită, că a trebuit pornită o acțiune polițienească masivă. Investigații ar trebui făcute. Dar cred că în această primă fază ele ar trebui făcute cu oarecare discreție. Pentru că dacă te nepustești acum cu poliția și parchetul, obții un efect de victimizare. Pentru că, atenție, noi nu vorbim aici, noi vorbim totuși de niște oameni care pun la îndoială unii dintre ei formula apei, care cred că singura știință este Iisus Hristos și care consideră că cezariana rupe firul divin. Haideți să înțelegem, nu e vina lor, e vina sistemului de educație. Sunt niște vini care vin din ultimii 35 de ani. Nu e vina acestor oameni și eu nu cred că ei trebuie demonizați. Dar e un fapt că ăsta este nivelul lor de discernământ și de educație. Dacă acestor oameni le spui, a venit cu poliția peste Georgescu... Doamnă, trebuie mers la coordonatorii de business ai acestei chestii cu poliția, să ia declarații. Păi discret, dar nu o să duc nici discret. Nu o să duc deloc acum. Nu știu ce au făcut sau n-au făcut. Nimic n-au făcut, e clar. Pentru că nu știm, domnule Ioniță, cine sunt coordonatorii de business. Marcel Ciolacu e în continuare premier al României. Sigur, spuneți că este victima acestor alegeri. Dar îmi amintesc declarații pe care dumneavoastră le-ați făcut pentru presă duminică, sesizând faptul că aveți informații legate de mutarea unui număr mare de voturi de către PSD către Simion, nu-i așa? Da, și între timp au confirmat-o cei din politică, aliații domnului Ciolacu de la Iași. Un lider foarte important din PNL au dat și o cifră de 100.000 de voturi. Eu nu cred că au fost 100.000 mutate la aur, dar evident că schema a fost și a funcționat și acum probabil că le regretă 3.000 de voturi pierdute care au făcut diferența. Dar asta este o altă poveste, este o schemă a PSD-ului tâmpită care i-a dus aici unde sunt. Acum discutăm situația în care suntem astăzi cu Georgescu. Și ne întoarcem la subiectul de mai devreme, la cine să se ducă autoritățile. Marcel Ciolacu, despre care vorbeam, spunea că e foarte posibil ca finanțarea să vină din străinătate. Dar da, mai mult iar atât, Băsescu, pe de altă parte, a zis că e din țară. Deci avem două teorii, noi nu știm la cine să se ducă poliția, la cei influenceri din care unii chiar au recunoscut că au luat niște bani și care sunt coordonați de agenții de impresariat care se cunosc și nu sunt multe la număr. Deci este o întreagă rețea pe social media care face business, ei n-au valori sau credințe. Du-te și ia-le declarații, nu că să-i bagi în pușcărie. Cine te-a plătit, cum te-a plătit, care a fost canalul, care e problema, pe cine victimizăm aici? Dacă îi întrebăm dacă au luat sau nu bani, în condițiile care unii chiar au spus că au luat bani. Iar dincolo la EP nu apar bani, apar 0 lei. Nu vi se pare că e o chestie unde poliția are bază să se bage? Da, pentru e important ce spuneți. Influencerii ăștia lucrează cu agenții de impresariat. Așa absolut. A fost și în cazul Stoianoglo. Că așa niște maneliști din România au ajuns să facă reclamă pentru contracandidatul Maie Sandu în schimbul unor sume mari de bani, iar noi până acum nu știm ce s-a întâmplat acolo. Bun, doamna Dogeoiu, Partidul Social Democrat are în față, ca și toate celelalte partide au în față alegerile parlamentare de duminică, toată lumea se aștepta ca PSD să spună pe cine va susține în situația asta care e siderantă pentru instituțiile europene, pentru Parlamentul European, pentru Comisie. Îl avem pe domnul Daniel Zamfir, senatorul PSD, care a zis într-o primă fază că îl va vota pe Călin Georgescu, după care și-a retras cuvintele. Îl avem pe Victor Ponta, care a spus suficient de clar că îl va vota pe Călin Georgescu. Acum Victor Ponta înțeleg că organizează alegerile, adică aspiră poate chiar să preia conducerea Partidului Social Democrat în urma lui Ciolacu. Când vom ști, dacă vom ști ce face PSD-ul? Mie mi se pare că este absolut sau în foarte mare măsură irelevant semnalul care va fi dat de la centru de PSD, pentru că nu mai există un centru. Și în general, ceea ce i s-a întâmplat PSD-ului în 24 noiembrie arată că întreaga lor filozofie de mobilizare, de conducere, s-a prăbușit. Că stilul anilor 90 de a face politică s-a prăbușit. Deci, simplu fapt că cineva de la centru, nu știu, domnul Negrescu, habar n-am, că nici nu mai știi dacă sunt la PSD, cine să răspunde, ca să folosim o vorbă veche, va spune, noi mergem cu Lasconi. Credeți că în teritoriu oamenii vor zice, bă, dacă a zis Negrescu, mergem cu Lasconi, aiurea, ei n-au mers cu Ciolacu. Ei nu au mers
cu Ciolacu, atenție, că s-au dus 3.000 de voturi sau nu s-au dus 3.000 de voturi la Simion, a făcut diferența într-un joc de coșmar pentru PSD. PSD a ajuns să depindă de 3-4.000 de voturi în turul 1. Vă dați seama dimensiunea dezastrului? La fel este și la PNL. Domnul Bolojan se dă și peste cap acum și este într-o ofensivă de imagine și un efort extraordinar, din punctul meu de vedere, nu foarte ajutat de intrarea domnului Helvic, dar asta este o altă discuție. Însă, dincolo de asta, cunosc personal din zona mea, în arealul meu de răspândire, ca să zic așa, comunități care au votat în primul tur cu Ciucă și se duc cu Georgescu în turul 2. Indiferent de ce semnale a dat sau n-a dat Bolojan, situația este mult mai complicată decât la alegerile anterioare, în care avea oarecare predictibilitate. Nici măcar în cazul UDMR, care teoretic n-ar avea ce să caute alături de extremism, eu nu sunt foarte sigură încotro se vor duce voturile și, în general, la niciun candidat, nici la domnul Joană. Nici la domnul Joană, domnul Iaconescu, n-a spus nimic până acum. Lucrurile sunt de o fluiditate extraordinară și trebuie tratate cu foarte mare atenție. Pentru că aceste alegeri au pus în fața societății românești o oglindă la care asta ar trebui să ne preocupe în primul rând, din punctul meu de vedere. E important cine a finanțat, e important unde au venit banii, e important ce au fost cordat. Sunt foarte importante. Dar cel mai important mi se pare că 2 milioane de oameni s-au dus și au băgat votul în urnă pentru acest individ care spune cele mai mari bazaconii care pot fi gândite pe pământul ăsta și care contestă ceea ce se învață practic în clasa primară și ar trebui să fie adevăruri asumate într-o școală normală din clasa primară. Asta ar trebui să ne sperie cel mai tare, că ai acolo o masă de oameni care pot să digere așa ceva și pot să urmeze așa ceva. Și sunt foarte vocali în ultima vreme. Eu îi văd pe pagina mea de Facebook, îi văd în general cum au ieșit la suprafață și nu-și mai ascund opțiunea. Ea a devenit brusc frecventabilă. Da. Din nou uimește, domnule Sorin Ioniță, absurdul care plutește, planează asupra instituțiilor din România. Astăzi, când vorbim, Autoritatea Electorală Permanentă dă un comunicat. Telespectatorii îl văd pe ecran. Din comunicatul ăsta rezultă cheltuielile pe care le-au avut candidații cu această campanie. Potrivit Autorității Electorale Permanente, domnul Călin Georgescu a avut 0 cheltuieli. Scrie aici 0,00. Am subliniat și telespectatorii pot vedea pe ecran. Tot 0,0 a avut și domnul care se plânge, domnul Sebastian Popescu, 0,00. Iar Marcel Ciolacu le spunea jurnaliștilor că e foarte posibil ca finanțarea lui Călin Georgescu să vină din străinătate. Ce să mai înțeleagă oamenii, domnule Ioniță? Păi să înțeleagă ce trebuie, și anume că această instituție AEP, ca și multe altele, a fost populată la vârf cu oameni depășiți de situație, cum este Toni Greblă, puși acolo mai curând să ascundă cheltuielile partidelor, pentru că știți ce ne-am luptat? Adică misiunea lui anul ăsta a fost să se lupte cu presa, societatea civilă, să nu cumva să transparentizeze ceva. În primul rând, cheltuielile PSD-ului le-am cerut de nenumărate ori, cum le-ați cerut și dumneavoastră, a refuzat să răspundă, el a pus acolo să execute o misiune, este total din pletora de oameni total nepregătiți, el e pus acolo să asculte ordine, e un om vulnerabil, e un om cu schelete în dulap și care nu îndrăznește să facă pași până nu primește ordin. Ori acum, într-adevăr, cum spunea doamna Dogiu, a plecat centru, nu mai e centru, nu mai dă nimeni ordine, nu mai știu ăștia ce să facă, au rămas fără tată și fără mamă și ei nu știu să funcționeze ca niște instituții după lege. Ori ce vedem, adică el n-are nicio apăsare, pune în continuare comunicate pe ecran în ziua treia după alegeri cu zero cheltuieli, ăla când deja avem influencer în public care spun că au luat bani și el nu se duce să întrebe, adică el în momentul ăsta trebuie să fie în teren cu inspectorii lui și cu alții ca să afle ce s-a întâmplat, nu să ne spună nouă ce știam de acum o săptămână. Da, deci asta este problema și ceilalți la fel, absolut toate instituțiile de felul ăsta, zeci de mii de agenții de cyber security, anti-disinformation, congress, resilience, s-au cheltuit milioane de euro din fonduri europene în ultimii ani ca să construiască tot felul de fake-uri instituționale și acum toți au băgat capul la cutie și dau comunicate de-astea seci, da, cu chestii absolut irelevante. Și riscă să se facă
leacă de râs în condițiile în care există solicitări formulate pe lângă Parlamentul European să vină șeful TikTok să răspundă, să explice ce s-a întâmplat fără precedent, o situație care uimește lumea la alegeri din România, vine AEP și spune că Călin Georgescu a avut zero cheltuieli de campanie. Sunt influencer, după cum spunea și domnul Sorioniță, care spune am fost folosiți ca niște câini, sigur, în schimbul unor sume de bani. Emoționalisme de banii. Da, dau lacrimile. Da, nu i-a folosit nimeni. Plângem cu toții. Votează domnul Mandachi. N-a știut săracul că e acum a deschis ochii în viață. Domnul Mandachi, pe care l-am rugat să intervină la emisiune, da, s-a mulțumit ca domnul Georgescu să răspundă în sufragerie, să ne spună pe rețelele de socializare că regretă. Doamna Dogeiu, ce încearcă domnul Toni Greblă cu comunicatul ăsta? N-am ce încearcă, vă spun sincer, adică EPU este o instituție, exact cum zice domnul Ionită, total depășită și care trăiește în lumea ei, așa cum sunt toate partidele politice din România. Deci în momentul ăsta lumea descoperă o realitate nouă, by the way, inclusiv USR, care cumva, din ce înțeleg eu din interior, a intrat într-un soi de euforie în care crede, are senzația că ce s-a întâmplat în turul 1 este o victorie zdrobitoare a strategiei și luminii lor. Partidele politice chiar nu înțeleg, repet, inclusiv USR, nu mai vorbesc de PSD și PNL care scad găinile cu capul tăiat, nu înțeleg în ce moment politic ne aflăm. Fiecare, unul e euforic, unul este se gândește la cum să se salveze la parlamentare. Este groaznic, pentru că asta mă sperie cel mai tare, decolarea asta total. Vorbim de Rusia, nu mai pot. Ok, Rusia, am înțeles. Dar ce faci cu aia care au băgat urna, buletinul în urnă? Uită-te la ei că sunt niște oameni, că n-au venit 2 milioane de ruși să voteze. Uită-te la ei, înțelege care e problema cu acei oameni, măcar acum, în ultima secundă. Dă-le mesajele corecte. Că pe oamenii ăia nu-i doare de Rusia. Nu-i interesează Rusia, NATO, UE, nici măcar nu știu cei mai mulți dintre ei care-i treaba. Te interesează de lucruri imediate. Dă-le mesajele corecte. Nu rezolvi nimic cu demonizarea lui Georgescu. Cei pe care îi convingi că ăsta este un bizar, sunt deja convinși. Credeți-mă, cei mai mulți dintre ei. Sunt deja convinși. Povestea asta cu n-am știut, cu aia mă, terminat, astea sunt basme. Cei mai mulți dintre ei s-au dus deja să voteze crezând că votează împotriva lui Simion. Deci a fost valul ăla. Aduceți-vă aminte înainte de turul întâi, cum se spunea, da mă, e cum e, ok, asta e, dar să-l oprim pe Simion. Nici nu știam la momentul respectiv care e dragonul cel mare. Simion e pistol cu apă pe lângă Georgescu. Da, deci uitați-vă la oamenii ăia. Vă rog, domnule Ionită. Aș concluziona în sensul că în momentul ăsta trebuie despărțite rolurile. Partidele, competitorii politici trebuie să se ocupe de electorat în puținele zile care au mai rămas, deci cu cei care au votat așa, cu cei care au votat invers și în special cu cei care au stat acasă și n-au votat deloc. Asta e treaba partidelor, acum aflate în campanie. Instituțiile statului plătite de banii noștri foarte bine și cu pensii speciale și cu tot, trebuie să se ocupe de încălcarea legii. Sunt două funcții diferite pe care e bine ca ei să nu le amestece. Tu fă-ți campaniile înainte și vezi cum poți să vorbești cu diversele segmente de electorat, ăilalți ieșiți dracului din birouri și faceți-vă treaba pe elementele de lege care există, că nu poate numai presa și societatea civilă la nesfârșit să se lupte cu rușii și cu chinezii și cu cine Dumnezeu mai fi. Că de-aia v-am plătit ca în atâția ani de zile degeaba, ca într-o criză să ieșiți voi în prima linie la război, nu să vă pitiți în spate. Ori asta este problema, că nici unii, nici alții nu-și fac funcția. Da, și este absolut memorabil un fragment dintr-o discuție care a avut loc în această dimineață pe B1 TV. Vicepreședintele CNA și domnul Pavel Popescu de la Ancom vorbind despre faptul că guvernul a fost înștiințat de mai multe ori în legătură cu pericolul TikTok și n-au primit niciun fel de răspuns de acolo. Vom difuza fragmentul ăla. Ioana Nedogeiu, Sorin Ioniță, mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Cu multă plăcere. Facem o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim. Veți auzi și explicațiile consemnate de cei de la Recorder ale votanților lui Călin Georgescu. Ei spun că nu îi interesează chestiunea cu NATO pentru că
Ei pur și simplu nu vor război, acesta este narativul lui Călin Georgescu, ei vor să se înțeleagă bine cu rușii, n-au nicio problemă, este, după cum spuneau și invitații mei de mai devreme, este o categorie destul de mare, pentru care gestul votării lui Călin Georgescu e unul cât se poate de legitim și e clar că îl vor vota în turul al doilea. Sunt alții care plâng, se lamentează, regretă, alții care dau apeluri, semnale pe toate rețelele de socializare pentru mobilizare, mai ales femei, vă spuneam, Andreea Raicu, Andreea Marin. Sunt foarte multe femei siderate de declarațiile lui Călin Georgescu despre nașterea prin cezariană. E o întreagă dezbatere de societate. Dezbatem chestiunile care pot schimba, care pot genera schimbări în aceste zile. Vă reamintesc, Curtea Constituțională a României, sesizată de doi candidați, domnul, cum îl cheamă, domnul Sebastian Popescu, domnul Terheș, care cer anularea primului tur al alegerilor. Până mâine seară, la ora 23:59, vom avea o reacție din partea Curții Constituționale a României. Revenim. Un reportaj recorder de ce a fost votat Călin Georgescu. Sunt oameni care explică motivele votului lor. Vă reamintesc astăzi tot mai multe voci publice, influenceri, artiști, cântăreți, care spun că regretă votul lor pentru Călin Georgescu și tot mai multe mărturii din partea unor oameni care declară că au primit bani pentru a-l vota pe Călin Georgescu. O postare pe TikTok, minimum 2000 de lei, spune o influenceriță, veți vedea mărturia ei. Haideți, auzim și declarațiile unor oameni din Crevedia. Păi nu ne-am săturat de 30 de ani de când ne mănâncă ăștia. A bubuit netul pe el cu, el cu totul. A stat liniștit, n-a făcut nimic, a stat liniștit, omul a netul, toată lumea pe net și toată lumea a vrut schimbare. Farmaciile, a zis că e urmăs de farmacie, a zis că le desfințează. Jocurile de noroc, a zis că se duce toate, le desfințează. A spus omul că o să asigure agricultura. Acum să vedem cât o face. Eu nu sunt surprins și sunt foarte mulțumit pentru că s-a săturat lumea de PSD. Nu poți să fii masochist, să-ți placă durerea atâția ani. Adică eu nu sunt sătur. Am și noi o schimbare. Nu că face domnul Călin Georgescu vreo minune, dar măcar încearcă. Tineretul, suntem cu el. Deci ați auzit rămas de el când? Că a fost peste noapte, parcă așa. Da, de puțin timp, dar a fost scurt și la obiect. Înțelegeți? Pe TikTok sau unde? Pe TikTok mai mult, da. Nu face parte din niciun partid, posibil că și asta e un avantaj. Și să vă, ne-am săturat de PSD. Gata, le ajunge. Deci, Ciolacu n-ai ce să faci. Ciolacu n-ai ce să faci. Nu, dar ăsta e. N-are față de președinte. Călin. Prea mult sistemul ăsta, nepotisme, toate cele care s-au adunat, a pus cumva capac și trecutul ăsta lui Georgescu cu extremism, legionari, da, crede? Nu cunosc, să știți. Nu cunosc. Are și un dosar penal? Da, nu cunosc. De-abia acum a început să iasă la iveală. Ce... Că știți cum e, după ce eu m-a ales, încep să-i desfaci și ce se află spatele lui. Și vă pune puțin pe gânduri, așa? Te pune puțin pe gânduri, dar încep să fii pozitiv, nu? Că dacă stai să te gândești, toți au un istoric. Că vin acum toți și spun că e pro-rus, că... El așa spune, că Putin este un lider... Da, și pentru că am fost occidental, cu ce ne-a ajutat până acum? Ce părere aveți despre latura asta lui mai întunecată? Se zice că e cu Putin, extremist, avea niște mesaje... Bun! Eu m-aș bucura să fie cu Putin, pentru că dacă e cu Putin, înseamnă că nu mai intrăm în război cu Rusia și suntem mai bine. Nu, ce ne trebuie nouă război? Ce ne trebuie noi să susținem Ucraina? Dacă noi eram în locul lor, ne dădea ceva? Nu am nimic cu ei, sunt în problemă, dar nu mă interesează războiul lor și problema lor. Dar nu considerați că extremismul este o problemă? I-ați auzit, este interviu, acestea sunt interviurile făcute de Recorder cu alegătorii lui Călin Georgescu la Crevedia, e o localitate unde Călin Georgescu a obținut scoruri enorme, ca și în alte localități din țară. Îi mulțumesc foarte mult domnului Remus Ștefureac de la InScope. Bună ziua, domnule Ștefureac! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Știu că ați fost preocupat și dumneavoastră de creionarea unui profil al alegătorului lui Călin Georgescu. Problema este că astăzi se scrie o nouă pagină. Se scrie pagina regretelor, a remușcărilor, a celor care ies în stradă, protestează și îndeamnă prietenii, vecinii, părinții,
să iasă să voteze împotriva lui Călin Georgescu. Cum vedeți mișcarea asta? Are șanse să se umfle? În primul rând, sigur, dincolo de explozia, mă rog, comunicării pe rețele sociale, dincolo de instrumentele utilizate de domnul Georgescu, un ferment acolo va exista. Și înainte de începerea campaniei electorale, vorbeam și la începutul anului, că avem un procent de vreo 30% din populație care rezonează la mesaje din acestea mai populiste, ultra-suveraniste, radicale. 30% din populație nu e puțin. Într-o perioadă acest procent era împărțit între domnul Simion, doamna Șoșoacă, acum el este împărțit între domnul Simion și domnul Călin Georgescu și a ajuns la vreo 35% dacă e să adunăm procentele celor doi candidați după primul tur al alegerilor prezidențiale. Acest 30% reflectă până la urmă niște realități în societate și nu trebuie să le ocolim acum, pentru că sigur e facil să aruncăm vina pe TikTok, e facil să invocăm, eu știu, nivelul de educație mai scăzut poate al unor votanți, dar dincolo de aceste lucruri sunt și niște probleme reale. De exemplu, distribuția buției naționale în ultimii 20 de ani, după aderarea la Uniunea Europeană, care a însemnat cel mai mare salt în prosperitatea acestei țări, dar distribuirea beneficiilor este inegală în marile orașe, în orașele mari, foarte mari, se trăiește totuși bine, foarte bine, comparativ cu orașele mici și mediul rural, de unde au migrat o mare parte din români pentru a-și găsi cumva o sursă de bunăstare în străinătate. De aici alte tipuri de frustrări pe care le vedem traduse în votul diasporei de duminică. Aceste realități, repet, au existat acolo și ele vor continua să existe, nu vor dispărea peste noapte, indiferent de cum se mobilizează societatea. Pe de altă parte, în România avem 60-70%, hai să spunem 60% măcar, să mergem pe o zonă minimală, de oameni care văd Uniunea Europeană, NATO, integrarea euroatlantică, fața spre vest, ca fiind sursele bunăstării și ale păcii reale, pentru că războiul ne place, nu ne place, e înrăsărit. A fost provocat de Rusia, n-a fost provocat de Ucraina, nu Ucraina a atacat Rusia, ci Rusia a atacat Ucraina. Aceasta, sigur, este o manipulare grosieră și grosolană în a spune că dacă critici Rusia, atunci vrei război. Este absolut o propagandă deșanțată rusească, e adevărat, care a prins la o categorie, la o parte din populație. Mai departe, însă, sigur, acest tip de mobilizare pe care m-o aminteat și dumneavoastră se va putea realiza dacă vom înțelege ce au însemnat aceste dezinformări, dacă vom înțelege pe domnul Georgescu cu bune, cu rele, dar în plenitudinea sa, nu doar prin trei mesaje și trei filmulețe în care un link, un like sau o inimioară pe TikTok se traduce într-un vot. Evident că această chestiune nu poate să fie una serioasă, plus dacă vom înțelege și potențialele riscuri. Pentru că aici vorbim, sigur, în momentul în care ai o viziune care presupune, să spunem, extragerea României din circuitele economice internaționale, asta înseamnă și plecarea poate a unor investiții, și diminuarea locurilor de muncă, și mai puține locuri de muncă bine, prost plătite, oricum tăierea lor, înseamnă, sigur, deficite mai mari, poate imposibilități de plată a salariilor, a pensiilor. Trebuie să ne asumăm și aceste lucruri și să vorbim de timp despre ele. Vă mulțumesc mult, domnule Ștefureac. Ne vom întoarce la această tematică. Interesant e faptul că Federația Asociațiilor de Români din Europa cere autorității române clarificări în legătură cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Sunt oameni care și-au dat masiv votul pentru Călin Georgescu. Diaspora începe să aibă nelămuriri, începe să dorească din partea autorității române clarificări referitoare la fondurile, banii, susținerea și proveniența acestui om pe care l-au votat masiv. Facem o scurtă pauză și revenim. Parlamentul European, Comisia Europeană, presa internațională, toate instituțiile occidentale sunt îngrijorate de situația din România după victoria în primul tur al alegerilor a lui Călin Georgescu. Cum se mobilizează partidele pentru alegerile de duminică? Ce vor face partidele mari care nu au candidat în turul al doilea al prezidențialelor?
Cum va arăta guvernul? Încercăm să vedem de la ora 13. Revenim.